Evelin! Bună! Bună, Rebecca! Bună, Alina! Bună, Carina! Bună! Bună, Anisia! Bună, Alina! Bună, Ariana! Bună! Ești frumoasă ca un îngeraș! Și tu, mulțumesc! Crăciunul este sărbătoarea mea preferată. Dar tu te pregătești pentru Crăciun învățând colinde? Da, învăț, da, sus răsare, dom-dom să înălțăm. Am plecat să colindăm, dom-dom să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom-dom să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom-dom să înălțăm. Dom-dom să înălțăm, dom-dom să înălțăm. Ce facem noi când colindăm? Fii atentă că îți dau și trei variante de răspuns. 1. Vizităm bunicii pentru a primi prăjituri. 2. Visăm ca zâna măseluță să ne aducă daruri. Sau 3. Umblăm în ajunul Crăciunului din casă în casă cântând colinde. A treia variantă, umblăm în ajunul Crăciunului din casă în casă ca să cântăm colinde. 3. Umblăm în ajunul Crăciunului din casă în casă cântând colinde. Asta înseamnă să colindăm. Bravo, Rebecca! Excelent! Bravo! Colindăm atunci când mergem cântând din casă în casă în ajunul Crăciunului pentru a vesti nașterea Mântuitorului. Se mai spune și că mergem cu Moș Ajunul. Să faci ca să devii colindător? Să înveți niște colinde, păi să te porți frumos cu ceilalți ca să-ți dea bomboane. Să înveți să cânți și să știi multe colinde. Să spui un cântec. Ce fel de cântec? Orice melodie poți să cânt acum. Suflet de copil, trăim un vis. Asta înseamnă că merg cu colindul? Da. Trebuie să învăț mai întâi colinde. Unde? La o școală de colindat? De la oameni. Poți să caut și... Unde? Unde caut? Prin casă, așa? Caut colindele prin casă, pierdute? Prin sertare? Pe unde? Nu. Le caut pe telefon. Așadar, intru pe internet, caut colindele și... Și le înveți. Și de unde le aflăm? De unde le învățăm? Sunt niște oameni care fac colinde. Învață despre Iisus Hristos ca să facă colindele. Scriitori de colinde sau cum s-or chema? Da, cred că da, scriitori de colinde. Și le dau la niște cântăreți ca să le cânte. Și colindele sunt în general despre? Despre Crăciun. Despre nașterea fiului lui? Dumnezeu. Când cântăm colindele? De Halloween, de Crăciun. Care e diferența între colindele de Halloween și colindele de Crăciun? E vreuna? Cred că da. Când este Halloween, punem ne dați ori nu ne dați și când este zi de sărbătoare, spunem un colind. Asta spunem de Crăciun. Când cântăm colinde specifice Crăciunului, despre nașterea cui? Lui Domnul Iisus Hristos. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Oricine poate învăța colinde. Da. Și toți copiii, în general, știu colinde. Învață la grădiniță, la școală. Tu știi de mică, bănuiesc. Da, mai știu. Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin ameți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun. Putem colinda de pe 6 decembrie până de pe 7 ianuarie. Dar poți să-mi spui care este colindul tău preferat, Rebecca? Este astăzi s-a născut Hristos. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia chip luminos. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mititel în fașețel, în scute de bumbacel. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați.